Povestea continuă. Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie după Matei, capitolul 19. Iar după ce Iisus a sfârșit cuvintele acestea, a plecat din Galileea și a venit în hotarele Iudeii, dincolo de Iordan. Și au mers după el mulții multe și a vindecat pe ei acolo. Și s-au apropiat de el fariseii, ispitindu-l și zicând, se cuvine oare omului să-și lase femeia sa pentru orice pricină? Răspunzând, el a zis, n-ați citit că cel ce i-a făcut de la început i-a făcut bărbat și femeie? Și a zis, pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup, așa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Ei au zis lui, pentru ce dar Moise a poruncit să-i dea carte de despărțire și să o lase? El a zis, pentru învârtoșarea inimii voastre, v-a dat voie Moise să lăsați pe femeile voastre, dar din început nu a fost așa. Iar eu zic vouă că oricine va lăsa pe femeia sa în afară de pricină de desfrânare și se va însura cu alta, săvârșește adulter, și cine s-a însurat cu cea lăsată, săvârșește adulter. Ucenicii i-au zis, dacă astfel este pricina omului cu femeia, nu este de folos să se însoare. Iar el le-a zis, nu toți pricep cuvântul acesta, ci aceia cărora le este dat. Că sunt fameni care s-au născut așa din pântecele mamei lor. Sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni și sunt fameni care s-au făcut fameni pe ei înșiși, pentru împărăția cerurilor. Cine poate înțelege, să înțeleagă. Atunci i s-au adus copii ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage, dar ucenicii îi certau. Iar Iisus a zis, lăsați copiii și nu-i opri să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Și punându-și mâinile peste ei, s-a dus de acolo. Și iată, venind un tânăr la el, i-a zis, bunule învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Iar el a zis, de ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis, care? Iar Iisus a zis, să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zisa lui tânărul, toate acestea le-am păzit din copilăria mea, ce mi mai lipsește? Iisus i-a zis, dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea vino și urmează-mi. Ci auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iar Iisus a zis ucenicilor săi, adevărat zic vouă, că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Auzind ucenicii s-au uimit foarte zicând, dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis, la oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință.
Atunci Petru, răspunzând, i-a zis: Iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție. Cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi, cei ce mi-ați urmat mie, la înnoirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau femeie sau copii sau țarine pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Și mulți din tâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi. Am citit din Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 19. Povestea continuă.